Bună ziua! Azi încerc să vă stârnesc pofta cu acești minunați biscuiți cu cacao, umpluți cu o cremă delicioasă de ciocolată albă. Cineva interesat? Dacă da, rămâneți alături pentru lista ingredientelor și modul de preparare. Pentru biscuiții cu cacao vom folosi 450 de grame de unt cu 82% grăsime, 400 de grame de făină albă, 110 grame de cacao bună și aromată, 200 de grame de zahăr pudră vanilat, 100 de grame de amidon și un praf de sare. Pentru început, punem tot untul moale într-un castron încăpător, adăugăm sarea și zahărul pudră. Mixăm cu mixerul, la început la viteză mai mică, apoi tot mai mare, până când obținem o compoziție ca o cremă spumoasă. Într-un castron separat, peste făină vom adăuga cacaoa și amidonul de porumb, apoi vom omogeniza totul cu grijă. Adăugăm ingredientele uscate peste crema de unt și zahăr vanilat și apoi începem să frământăm. Aluatul pe care îl vom obține va fi destul de moale și lipicios și va păta ușor, iată de ce vă recomand să folosiți mănușile. Nu ne dorim în niciun caz să activăm glutenul din făină, caz în care biscuiții noștri nu ar avea o textură prea plăcută, așa încât vom lucra rapid și nu vom frământa decât atât cât va fi necesar ca să obținem o masă compactă și bine omogenizată de aluat. Odată ce aluatul nostru s-a omogenizat, îl împachetăm în folie alimentară, apoi îi dăm o formă de disc sau ușor dreptunghiulară pe care o presăm ușor ca să aibă o grosime aproximativ egală și îl dăm la frigider pentru minimum jumătate de oră. După trecerea timpului de odihnă, despachetăm aluatul din folia cu care l-am învelit și vom observa că a devenit cu mult mai compact. Îl împărțim în 4 părți aproximativ egale, vom păstra afară doar acea parte cu care vom lucra efectiv, iar celelalte 3 le vom înfolia din nou și le dăm la frigider. Veți observa și voi că pe măsură ce aluatul se înmoaie la temperatura bucătăriei, va deveni tot mai greu de lucrat. Vom întinde acest aluat cu cacao între 2 coli de hârtie de copt. Îl așezăm la mijloc și pur și simplu începem să presăm ușor cu sucitorul, încercând să dăm o formă cât de cât dreptunghiulară, apoi îl vom întinde într-o foaie pe cât posibil cu o grosime uniformă de 5-6 mm, nu mai subțire de atât, pentru că există pericolul să se ardă în timpul coacerii. Odată foaia bine întinsă, se va decupa cu o formă după preferință. Eu am ales o formă rotundă cu diametru de aproximativ 7 cm. Biscuiții au ieșit cei drept cam mari, puteți să-i faceți mai mici, mai mari, după cum vă place. Marginile rămase în urma decupării se vor aduna la un loc, se vor da puțin la frigider și se vor întinde din nou decupând alți biscuiți. Biscuiții decupați se așează pe tăvi acoperite cu hârtie de copt și se vor da la congelator timp de 10-15 minute, numai bine cât să se încingă cuptorul la 165 de grade, pentru că acești biscuiți trebuie să fie foarte reci în momentul în care îi dăm la copt. Mie mi-au rezultat 4 tăvi de biscuiți, ultima dintre ele făcută din resturile rămase de la decupat. Ce e de reținut, deci? 10-15 minute la congelator, cuptorul preîncins la 165 de grade și rând pe rând se coc toate cele 4 tăvi la o înălțime medie timp de 15 minute, apoi îi lăsăm biscuiții să se răcească. Pentru cremă vom așeza un castron termorezistent deasupra unei cratițe cu apă care fierbe, adăugăm 150 de grame de unt cu 82% grăsime și 150 de grame de ciocolată albă. Vom ține castronul în bain-marie, amestecând ușor cu o spatulă flexibilă, doar până când untul și ciocolata albă se vor topi, apoi vom da castronul deoparte și îl vom lăsa la temperatura bucătăriei până când compoziția se va solidifica. În acest timp mai amestecăm de câteva ori și spre final putem să dăm o oră la frigider. Și chiar dacă în timpul în care se va răci la un moment dat crema noastră va avea un aspect nu prea plăcut și poate o să pară tăiată, veți vedea că în momentul în care începem să o batem cu mixerul, se va transforma ca prin farmec și vom obține o cremă spumoasă și albă. Cu această cremă de ciocolată albă și unt vom umple biscuiții noștri.
Eu am pus crema într-un poș, dar la fel de bine, poate cu ceva mai multă migală, puteți să umpleți biscuiții și cu o linguriță. Pur și simplu turnați o cantitate de cremă pe biscuiții de la bază, îi acoperiți cu alți biscuiți și asta a fost tot. Lăsați biscuiții să se răcească la frigider timp de o oră ca să se întărească bine crema, apoi îi puteți depozita în cutii etanșe timp de până la o săptămână. Se păstrează foarte bine într-un loc răcoros, chiar și în cămară. Cred că nu are niciun rost să mai insist asupra gustului. Sunt absolut delicioși. Biscuitele are un gust pronunțat de cacao și o textură fină, ușor crocantă și sfărâmicioasă, contrastează într-un mod plăcut cu crema de ciocolată albă și lângă un pahar cu lapte de la frigider. Nici nu pot să vă spun cât sunt de buni. Eu sper doar că veți încerca și această rețetă care sigur vă va cuceli familia, așa că vă doresc poftă bună și spor la treabă. Și nu uitați, pentru alte episoade cel puțin la fel de delicioase, abonați-vă la canalul de YouTube Rețete ca la mama cu Laura Laurențiu.